Stop, rușinică. Ai dat trină și n-arată, măi, cum jucai când erai fată, măi. Stânga 1, dreapta 2, ca așa-i ora pe la noi, măi, la-i. Fată, înainte să mergem diseară la emisiune, vreau să zic ceva important. Ia spune, fată. Eu cred că Emanuel Kant a exagerat în critica rațiunii, pure mă nebună. În aia cu cel care se teme nu poate judeca sublimul naturii, așa cum cel care este dominat de inclinație și dorință nu poate judeca frumosul? Nu, fată, aia e fumată, o înțelege până și Stoian. De asta așa e. A zis că energia minții reprezintă esența vieții. Vezi ce spui, ești tută? Pe asta a zis-o Aristotel. Prea se dă mare și Aristotel ăla, dă-l în spanac cu teoriile lui nicomahice. Ai și tu dreptate, vorba lui Cioran. Prostia este suferința nedureroasă a inteligenței. Ce-o fi fost în capul lui... Da, ai fată la emisiune că vine Simona Senzual. Un show căcătos cu Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu. Sloganul nostru, filosofia este arta supremă a gândirii. Da, și Cioran ăsta. Fructe de mare, ca mango, mandarine, pepeni. Bună ziua și bine v-am găsit la știrile ireale ale Irealității TV. Realizăm în premieră mondială prima transmisie directă de sub apă pe urmele fructelor de mare cerute de Shakira când a venit în București. Aceasta a cerut mai multe preparate culinare, printre altele fructe de mare, ca mango, mandarine, pepeni, batoane de cereale. Așadar, iată renumitele delicatese. Mango de mare. Trăiește la 2000 de metri adâncime și solistei îi place foarte mult. Mandarinele de mare. Umblă în bancuri, bancuri, bancuri. Seci. Fructe de mare, ca mango, mandarine, pepeni. Pepenele de mare, un fruct foarte rar. Se aduce din Turcia special în camion. Pe masa Shakirei se vor mai găsi specialități ca banana delfin, țestoasa pepene galben. Alt fruct de mare care se găsește la noi în țară. Fructe de mare, ca mango, mandarine, pepeni, batoane de cereale. Iată, în continuare avem imagini cu cel mai căutat fruct de mare, renumitul pește baton de cereale care crește în rafturile hipermarketurilor. Apoi pinguinii vinete, care se aduc în special din câmpia Bărăganului. Și în cele din urmă, cel mai gustos fruct de mare, renumitul pește salată, delicatesea preferată a solistei. Cam atât, acum dăm legătura în studioul Irealității pentru alte știri reale. Publicitate. Rezervativex. Pentru armonie și o viață mai bună.